Salutare, dragă Capricorn, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna noiembrie, zodia Capricorn, soarele, luna și ascendentul. Începem etalarea lunii noiembrie cu energia acestei luni, iar până primim cartea, îți lansez o invitație la o ședință în privat la terapia cu tarot, dacă ești în căutare de răspunsuri, dacă simți, te simți confuz și nu știi ce ai de făcut într-o situație sau într-un aspect din viața ta. De asemenea, am creat împreună cu Cristian un nou canal de YouTube, un canal dedicat special afirmațiilor, meditațiilor și rugăciunilor, totul pentru a vă ajuta să reprogramați acele tipare subconștiente care vă limitează evoluția în această viață. Dragă Capricorn, energia pentru luna noiembrie îți spune că ai parte de îndeplinirea viselor și că acolo, în borcanelul tău de vise, este important să pui toate acele dorințe pe care le ai, dar pe care ești cu adevărat conștient că le poți transforma în realitate. Să nu te îndoiești de acest lucru și să ai încredere că ceea ce cauți să manifesti în realitatea ta este foarte posibil atâta timp cât tu rămâi convins de acest lucru, atâta timp cât tu poți vedea acest vis manifestat înainte ca el să fie cu adevărat manifestat în planul fizic. Să crezi înainte să vezi, da? Hai să vedem despre ce este vorba. Despre ce este vorba? Despre ce vis? Cu ce are legătură? Îți dorești cel mai probabil o călătorie. Lumea, în cazul ăsta, da, vorbește despre faptul că îți dorești să te bucuri, să descoperi lumea, să cunoști tot felul de oameni, să crești nivelul tău de conștiință prin a te conecta cu viața, cu ceilalți, să literalmente călătorești prin toată lumea. Fiindcă este lumea, simt că ești foarte aproape de a face acest lucru. Însă este nevoie să închei ceva, să închei un ciclu, un capitol din viața ta, ca să poți ajunge să manifesti acest vis, da? Hai să vedem despre ce este vorba, ce necesită finalitate ca să poți intra în acea energie de călătorie, da? De a-ți îndeplini visul. Avem 6 de cupe în poziție inversă și 6 de monede. Ai de încheiat o mentalitate legată de bani și acea mentalitate vine din spate, din copilăria ta, din trecutul tău. Încă ești agățat, pentru că 6 de cupe arată că acea credință este încă valabilă în sistemul tău de operare, dar în subconștientul tău. Ceea ce ai de rezolvat este faptul de a conștientiza valoarea pe care o ai. Să crezi cu tărie că ești demn de a primi tot ceea ce îți dorești. Fie că vorbim de această călătorie, fie că visul tău este să te descoperi, să produci o călătorie interioară a spiritului tău, da? Nu trebuie să fie o călătorie literalmente fizică.
Și este important să înțelegi că pentru a ajunge acolo trebuie să eliberezi această nedemnitate pe care o simți, indiferent că vorbim de emoții sau că vorbim de o mentalitate săracă în ceea ce privește banii. Da? Dacă vorbim de o călătorie fizică propriu-zisă, de a călători în jurul lumii, este important să vezi mentalitatea săracă pe care o ai, faptul că nu știi să primești de la oamenii din jurul tău nici măcar lucruri mici, complimente și așa mai departe. Același lucru și dacă vorbim de o călătorie spirituală, este important să-ți cunoști valoarea, să înveți despre tine cine ești tu, da? Să te vezi prin ochi plini de iubire, de compasiune și înțelegere. Toate lucrurile astea să plece de la tine, da? Și să vezi rădăcina problemei tale, și să înțelegi că rădăcina acestei situații în care te afli se află adânc în copilăria ta. Ți-au fost date tot felul de convingeri pe care le-ai preluat ca adevăr și pe care nu le-ai pus sub semnul întrebării. Este important să jurnalizezi în această privință, să descoperi care sunt aceste credințe limitative care te blochează, să faci curățenie în sistemul tău de valori, da? Pentru că doar astfel poți transforma visele tale în realitate, indiferent despre ce este vorba. Nimic nu este imposibil decât dacă eu îl consider imposibil, iar acest imposibil vine ca urmare a anumitor condiționări pe care le am și care mă împiedică să văd adevărul divin. Da? Care este provocarea principală Wow. Toate au sărit și au ajuns în poziție inversă. Le iau pentru că simt că sunt foarte bine conectate. Șapte de cupe, moartea și cumpătarea, toate în poziție inversă. Provocarea principală este depășirea zonei tale de confort, zonei tale familiare. Provocarea stă în felul în care faci alegeri în viața ta. Obișnuiești să iei calea scurtă, obișnuiești să fii indecis atunci când faci o alegere. Este un du-te vină între ceea ce simți și ceea ce mintea îți spune. Provocarea stă în acceptarea schimbării, în depășirea trecutului și dezechilibrelor de acolo, da? Îți este teamă că vei lua decizia nepotrivită, că va fi o decizie greșită, însă ești în momentul ăsta neîmpăcat cu realitatea pe care o trăiești și este important să vezi cu claritate acest lucru, să nu îți mai fie teamă să vezi treaba asta, să fii răbdător, pentru că tot ceea ce încerci să creezi necesită timp, totul are un ritm aparte, totul se întâmplă în ordine divină și orchestrat divin. Dacă ești nerăbdător, alerg după tot felul de chestii și nu mai sunt atent la opțiunile care sunt în fața mea și bineînțeles că astfel ajung să iau decizii care nu mă servesc. Opțiunile sunt nelimitate, însă provocarea stă în a rămâne prezent, lucid, în a vedea cu adevărat opțiunile, a nu mai sta în trecut și în fricile care te macină de acolo și pe care le care energiile alea, da? Atașamentele pe care le ai și care nu servesc evoluția ta.
totul stă în descoperirea mentalităților pe care le ai, convingerilor, tuturor lucrurilor care le-ai făcut de-a lungul timpului și care, trăgând linie, observ că nu îți sunt benefice în evoluție. Care sunt influențele din trecutul tău influențe ce contribuie la situația actuală, la îndeplinirea viselor tale, experiențele cu oameni. Îmi place să interpretez nouă debute ca relații pe care le-am avut cu oamenii și care ne-au făcut să ducem tot felul de bătălii, să ne simțim dezamăgiți, strădați și așa mai departe. Influențele trecute stau în aceste relații, în ceea ce ai primit de la oamenii din jurul tău. Lucruri care te-au condus în dezechilibru, care nu ți-au întărit încrederea în sine, ci din contră. Ei bine, nouă de bute în poziție inversă îți spune să dai drumul acelor povești vechi, să nu mai te identifici în realitatea de astăzi cu ceea ce a existat în trecutul tău. Să înțelegi că tot ceea ce vrei să creezi pleacă de la tine și începe cu tine, cu credințele pe care le ai, pentru că ele sunt ceea ce îți modelează realitatea prin alegerile și deciziile pe care le faci. Dacă te simți blocat în acest moment, este important să înțelegi că ești blocat din propriile limitări. Menții acele convingeri aproape de tine, iar ele nu îți permit să mergi înainte. Aceste influențe din trecut, da, cântăresc și astăzi și este important să devii conștient de ele, este important să îți depășești aceste limitări, să fii suficient de determinat, să depășești energia curentă și să ai mai multă încredere în deciziile pe care le faci, indiferent că în trecut ai făcut sau nu decizii bune. Învață din acele decizii. Dacă te-au condus către eșec sau dezechilibru, există un scop pentru care s-a întâmplat treaba aia și dacă înveți lecția, ai și siguranța că lucrul ăla nu se va mai repeta. Și astfel, învățând din lecțiile tale, dobândești încredere în tine, da, și poți merge înainte. Sfatul pentru luna noiembrie vine din partea îngerilor. Ești îndemnat să lucrezi cu energia ta și să înțelegi că corpul tău este un câmp energetic remarcabil și că va răspunde într-un mod pozitiv doar dacă tu te afli în acel loc și tu ești cel care trăiește în iubire, în acceptare, da? Dacă dorința ta este să parcurgi o cale prin care să lucrezi cu energia, fie că vorbim de Reiki, Bowen sau alte terapii de genul, fără îndoială, este important să faci acest lucru pentru că este pe destinul tău. Îngerii îți transmit că mâinile și inima ta sunt activate pentru a oferi energie vindecătoare către cei dragi ție, dar și către oameni în general. Da?
Este important să-ți echilibrezi energia ta pentru a face acest lucru. Dacă ai simțit că oamenii se calmează în jurul tău, că te văd, da? Îți simt lumina interioară, ei bine, ia aminte la acest mesaj pentru că, uite, am simțit să mai trag o carte și mesajul îți spune că acesta este scopul vieții tale, destinul tău. Este scopul tău de a servi într-un mod în care aduci mare bucurie către tine și sufletului tău, dar și către oamenii cu care intri în contact. Nu te îngrijora în a-ți găsi scopul, pentru că mai bine te-ai concentra pe a servi un scop, iar scopul te va găsi, ceea ce ți s-a și transmis astăzi aici, da? Odată cu, poate că visul tău dintotdeauna a fost să ajuți oamenii. Ei bine, acum poți pleca pe acea cale, însă ia aminte la ceea ce ți-am spus pe parcursul etalării pentru a te alinia cu adevărul tău interior și pentru a putea face schimbările necesare acestui destin pe care l-ai ales. Cam asta a fost pentru luna noiembrie. Te aștept cu drag să faci o programare dacă simți că ai nevoie de mai multe răspunsuri și te aștept și pe canalul Portal către Realitate. Acolo poți prelua anumite videouri, le poți asculta, echilibra energia ta, elibera traficul mental pentru a te conecta cu divinul din tine și a primi mesajele de care ai nevoie prin intuiția ta. Până data viitoare, te îmbrățișez cu iubire.